Guvernul Ciolacu a aprobat plata unor premii pentru elevii care au luat 10 la bacalaureat și la evaluare națională. Absolvenții de clasa 12 vor primi 5.000 de lei, iar cei de clasa 8 câte 2.000 de lei. Din punctul meu de vedere, nu banii sunt importanți, ci dublul semnal care se transmite. Pe de o parte, că performanța școlară este răsplătită. Pe de altă parte, se încurajează astfel de metode într-un moment în care busola anxiologică a cam luat-o razna și reperele nu sunt chiar cele mai bune. Îmi doresc foarte mult ca în următorii 4 ani în care aș severi în rezultatele școlare să se îmbună. La nivelul județului, mai ales în zona rurală, avem de lucru, pentru că am văzut că abandonul școlar este o problemă și pentru că știm că rezultatele la examenele naționale nu au fost chiar cele dorite, transmite Silviu Hurduzeu, președintele ales al Consiliului Județean Caraș-Severin. Acesta mai spune și că trebuie reintrodus programul Cornul și Laptele și extins programul Masă Caldă. În plus, trebuie modernizate și dotate școlile, rezolvată problema acută a transportului școlar în comunitățile cu populație redusă, acolo unde copiii trebuie să se deplaseze pe distanțe mai mari. Sunt multe de făcut, banii nu sunt nelimitați. Următorii 4 ani vor fi o provocare, dar sunt optimist că vom face pași înainte. Eu sunt determinat să mișcăm lucrurile din loc, la nivelul Consiliului Județean și sunt convins că și primarii înțeleg că dezvoltarea și modernizarea infrastructurii școlare trebuie să reprezinte un punct focal al următorilor 4 ani, a mai precizat Silviu Hurduzeu.